seara, sunt Sorina Obreja și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Am avut încă o zi de foc, ne-am copt și astăzi ca într-un cuptor la 38 de grade, iar în următoarele zile va fi și mai cald. În România, temperaturile extreme de 42 de grade au făcut deja victime. Un bărbat din județul Iași a murit răpus de arșiță, iar altul este în comă. Doi adolescenți de 17 ani din Orhei sunt suspectați că și-au ucis în bătaie unchiul, după care au mers să se distreze la hramul satului, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. O betonieră s-a răsturnat astăzi în capitală după ce s-a ciocnit cu un Audi Q5, o parte din beton s-a scurs pe drum. Soarele arde peste tot, la fel spun oamenii de la sate, care luptă cu arșița cum pot. Unii trec mai des pe la fântână, alții stau mai mult în beci. Puțin se încumetă să pornească la drum, deoarece în autobuzele de rută, unde nu există aer condiționat, e ca niște cuptoare încinse. Acești oameni au coborât din autobuzul de pe ruta Căușeni-Căinari aproape leșinați. În autobuzul ăla era mitel și multă lume. Aer nică, nu se deschide liucul. Toată lumea că când era în baie, care plânge, care... Mă odihnesc, iar copac și apă, iar mai mări. Dovlenia, la căldură mare eu nu pot că... Oamenii spun că autobuzul nu este dotat cu aer condiționat, iar trapa și geamurile erau blocate. Parcă ai ieșit din baie, mă. Sau leacă, nu sunt sus, mă vorbesc pe casă, e aer în ajunge. Mă gândesc pe jos să merge pe din autobusul lor. Pe așa vreme, mulți nici nu se încumetă să iasă din case. De exemplu, acest bătrân spune că stă mai mult prin beci pentru a se răcori. Dacă aici stai de servicii aici, stă. Și care poloboc e culcat, n-am și cât am trăs. Când baba mă fugărește din casă, eu fug aici. Și eu cățc de pâine în buzunar. Și aici mai găsesc ceva. Dar iarna e invers, pe dânsa un beci, dar eu în casă. Vinul, spun oamenii, la fel ca și apa, te răcorește. După a 10-lea treci setea. Mai triști sunt cei care au rămas cu poloboacele goale. Nu unde răbă beci. De ce? Că nu nică. Alții totuși preferă apa de la fântână. Azi am fost cam la 5 ore la fântână. Da, să ne recuim. Îți potolește setea și berea, chiar dacă te cam amețește, spun aceste femei. E răcoritor, e tăiat, e foarte bine, berea e tare gustoasă și ne bucurăm că prinem desea chișlijuri. E sărbătoare mare și trebuie să ne răcorim cu o bericeare, să nu ne ardă focul. Copiii de la sate se răcoresc și ei în felul lor. Nu au bazine și fântâne arteziene, așa că se stropesc cu apă. Alții mănâncă înghețată cât e ziua de mare. Am cumpărat așa să înghețat pentru familia mea. Și animalele suportă cu greu căldura. Aceste vaci nu se dădeau duse din iaz. Sătenii spun că pe astfel de călduri trec mai des prin coteți ca să le schimbe apa la păsări. De 7-8 ori pe zi le dăm apă. Fără apă nu-ți pot răsfla, să-mi ne duci. Și pentru că azi este sărbătoare religioasă, în sate mai toți stăteau la umbră. E făcut mâncare de ieri. E foc de cald. Soarele arde peste tot, la fel spun oamenii. Pornim ventilatorul și el dă puțin răcoreală. Ne trezim 2-3 ori, bem apă, cât mai multe să ne răcorim. Astăzi salvatorii au reinstalat corturile anticaniculă în toată țara, unde oamenii pot să stea la umbră sau să bea un pahar cu apă rece. În capitală, corturi sunt în fiecare sector. Un pic de apă, mergem înainte. N-avem încotro, trebuie să ne dăm undeva să ne... O leacă de mai ușor, să-mi plec așa acasă. Acolo avem apă de izvor și mai rece o leacă. Se duce multă apă. Sunt mulți oameni astăzi aici la dumneavoastră. Foarte mulți. Meteorologii nu vin cu vești îmbucurătoare. În weekend ne așteaptă maxime de până la 39 de grade. Mai mult vom avea și nopți tropicale. După data de 10, temperaturile vor scade și mai mult. Vor fi între 28-30 de grade Celsius. În aceeași perioadă, 6 și 10 august, pe lângă faptul că vom avea temperaturi ridicate ziua, vom avea temperaturi ridicate și noaptea, peste 20 de grade Celsius. Abia spre miercuri, joi, se va mai răcori și vor cădea precipitații slabe. Nici măcar seara nu a alungat zăpușeala. Colega noastră, Patricia Podoleanu, este în direct cu noi. Patricia, bună seara! Cum e afară? Yeah.
Bună seara, Sorina, bună seara, doamnelor și domnilor. Deși e trecut de ora 20, aerul e încă fierbinte. Am în mână un termometru care în aceste momente indică 32 de grade Celsius. Mă aflu acum în grădina publică Ștefan cel Mare. Nu este foarte multă lume aici. Probabil oamenii au ales să se răcorească în case sau în localuri, acolo unde este aparat de aer condiționat. Cei de aici însă aleg să mănânce înghețată sau să poarte cu ei sticluțe cu apă rece. Este și cazul pentru că corturile salvatorilor nu mai funcționează. Ele sunt deschise doar până la ora 18 și vor fi reinstalate de mâine, începând cu ora 11. Acolo trecătorii pot bea apă gratuit, se pot adăposti de arșiță și își pot măsura tensiunea. În total, în Chișinău există 5 corturi ale salvatorilor, câte unul în fiecare sector. Potrivit celor de la situații excepționale, în mediu zilnic în Chișinău se adresează peste 3.000 de oameni în aceste corturi. Atât la acest subiect. Sorina. Patricia, mulțumesc. Și România se topește în 12 județe unde este cod roșu de caniculă. S-au înregistrat și 42 de grade. Temperaturile extreme au făcut deja victime. Un bărbat din județul Iași a murit răpus de arșiță, iar altul este în comă profundă la spital. Amândoi au trudit la câmp până au căzut. Doar jumătate din autobuzele din București au aer condiționat, așa că oamenii au fost nevoiți să circule în adevărate cuptoare încinse. În tramvai e și mai rău. Asta să fie ultima vară cu disconfort în mijloacele de transport în comun care nu sunt dotate cu aer condiționat. Medicii de urgență au fost rugați de primarul capitalei să adune oamenii fără adăpost, care au fost duși la spitale. Potrivit meteorologilor, în România, canicula se prelungește până la mijlocul săptămânii viitoare și se anunță nopți tropicale cu temperaturi de până la 30 de grade. 12 județe sunt sub cod roșu de caniculă, iar în restul țării a fost anunțat cod portocaliu și vecinii noștri ucraineni se topesc de căldură. Acolo, pe unele străzi, au fost instalate filtre cu apă pentru ca oamenii să se poată răcori. Peste 30 de grade sunt și în Ungaria. Se sufocă din cauza vremii nu doar oamenii, dar și animalele. În grădinile zoologice cel mai greu le este urșilor polari, așa că aceștia au primit gheață și fructe. În dură temperaturi caniculare și Bosnia. Acolo au crescut simțitor vânzările la aparate de aer condiționat spre bucuria comercianților, iar italienii au fost nevoiți să strângă strugurii mai devreme și se plâng că vor avea mai puțină roadă. Normalmente si va verso metà agosto o dalla seconda decade di agosto. Quando si anticipa la prima settimana invece è proprio legato un po' alla situazione climatica. Prognozele meteorologilor nu sunt deloc îmbucurătoare. În următoarele zile va fi la fel de cald. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, este unul dintre cei mai bogați deputați. Potrivit declarației sale de avere, anul trecut s-a mutat într-un apartament de 243 de metri pătrați. Nu e sărac nici colegul său, Nicolae Juravski, care a declarat venituri de aproape 1,5 milioane de lei. Imediat la știri aflați cum o duc și alți deputați. Întâmplare teribilă într-un sat din Orhei, unde doi verișori de 17 ani și-ar fi ucis în bătaie unchiul. După ce l-ar fi omorât, l-au abandonat într-o anexă din gospodărie și au plecat să chefuiască prin sat așa cum era zi de hram. Când au revenit acasă, au fost reținuți de poliție. Iacă aici am fost, că noi n-am hotărât, n-am dat să hotărâm toate întrebările, că eu nu am fost acasă. Tragedia s-a întâmplat miercuri noaptea în satul Vârpova. Cei doi verișori, care au câte 17 ani, ar fi chefuit în gospodăria unchiului împreună cu acesta și mai mulți amici. Unul dintre băieți locuiește împreună cu părinții săi la unchi, iar celălalt venise la hram. Tatăl unuia dintre suspecți spune că a stat cu ei un pic, iar când tinerii s-au pornit la discotecă, a mers la culcare. Și el cu niște prieteni de-a lui, eu pus mama și eu hotărât, după aceea eu m-am culcat, eu n-am știut de nevoia asta, absolut de fel. Bărbatul care susține că dormea când s-a întâmplat totul a aflat despre tragedie abia spre dimineață. Soselul găsit. Și s-a dus la scoală că am strigat la Vasea și nu-i Vasea. Când m-am dus, Doamne ferește. A luat și eu ars o ceașcă și eu spart la băiat cap. Și ăsta că să-l ajute, să o vrăi pentru el.
Bărbatul presupune că cei doi băieți nu ar fi vrut să-și omoare unchiul, ci doar să-i dea o lecție, așa cum acesta consuma destul de des băuturi alcoolice și era agresiv. Vecinii din Mahala au rămas îngroziți de cele întâmplate. Toți gospodari, sora lor cătare, dar cadavru care decedat era el cam... Da, des servea. Și acasă și căta sfat și cu mama lui și cu sora lui. Dar băieții noi n-am auzit așa cazuri până acum de dânsă. Noi chiar am rămas șocați cum s-a întâmplat așa caz, că ei erau bravo, învățau. Poate nici nu s-au dat seama, poate. Poliția a pornit un dosar penal pentru omor intenționat, iar tinerii riscă să-și petreacă următorii 10 ani după gratii. Pedepsa prevăzută de lege este de 20 de ani, ei fiind minori, însă aceasta se înjumătățește. Oamenii legii au refuzat să ne spună dacă adolescenții și-au recunoscut vina, invocând secretul anchetei. Noua modalitate de achitare a amenzilor rutiere înregistrate de camere nu încântă pe șoferi care se plâng că vor trebui să umble pe la poliție după procesele verbale. Șeful Centrului Unic de Monitorizare crede că și cu această schimbare, conducătorii auto vor continua să se eschiveze de la plata amenzilor. Autoritățile spun că nu pot face nimic. Soluțiile care există nu ar fi eficiente. Noi pentru aceasta organizăm diferite, așa numitele filtre, diferite operațiuni, unde persoanele date sunt verificate. Este ordine comun ca orice persoană care traversează frontiera de stat a Republicii Moldova să fie verificat despre amenzele comise în traficul rutier. Asta însă nu este suficient. Oamenii legii spun că situațiile în care citația nu ajunge la destinatar sau șoferii pur și simplu le ignoră sunt destul de frecvente. Astfel, polițiștii nu pot demonstra că persoana a fost informată despre amendă și nu o pot obliga să o plătească. Dacă trece un an atâta cât e termenul de prescripție al unei amenzi, șoferul scapă de ea. De lunea viitoare, oamenii legii vor să legalizeze procesul de achitare a amenzilor, excluzând codul de bare de pe citația care vine prin poștă. Principiile de plată în mare parte rămân aceleași. Doar că șoferii își vor putea achita amenzile după ce vor merge la poliție sau la Centrul Unic de Monitorizare, unde li se vor întocmi procese verbale. Dacă, spre exemplu, sunteți din Peresecina și va veni prin poștă o citație de la Centrul Unic de Monitorizare care spune că ați încălcat regulamentul circulației rutiere, iar camerele de supraveghere au înregistrat asta, cel mai simplu ar fi să veniți la sectorul de poliție din sat, unde în faza citației vi se va întocmi un proces verbal cu care veți putea plăti amenda la orice terminal electronic. Șoferii nu prea au rămas încântați de această schimbare. Dar poate nu că e greu. Dacă era deodată, băi, să-l plătești, gata, într-o zi aici, am trebuit la banc sau pe iară, trebuie să-l pe droguri. După să spui pe o băbaie, după să la mașină, spui, hârtiuța, băi, strafă atâta. Și mai să-l plătești, gata. Trebuia să venim tot timpul aici, da? Încă mai greu. Înseamnă că nu trebuie să încălcăm. Totodată, conducătorii auto vor avea posibilitatea să-și plătească contravențiile la jumătate de preț dacă o fac în 72 de ore de la întocmirea procesului verbal. Dacă persoana a întârziat măcar cu o minută, programul deja nu funcționează. Nu e nimic strașnic. Dacă au primit vineri și s-a prezentat la poliție luni, din momentul întocmirii procesului verbal, adică ziua de luni. Decizia vine după ce un raport de audit al activității Centrului Unic de Monitorizare efectuat de Curtea de Conturi a stabilit că citația nu este un document oficial pe care șoferul să-l poată contesta în instanță. Un accident în care a fost implicat un microbuz cu moldoveni s-a produs ieri în regiunea Pskov. Microbuzul s-a ciocnit cu o mașină de model Vaz și a ajuns într-un șanț de pe marginea drumului. În microbuz se aflau 12 pasageri care au pornit din Moldova și se îndreptau spre Sankt Petersburg. O tânără de 20 de ani a fost rănită. O betonieră s-a răsturnat astăzi pe o stradă din capitală, iar betonul s-a împrăștiat pe șosea. S-a întâmplat după ce autocamionul s-a ciocnit de un Audi Q5. Șoferul autospeciale a ajuns la spital, fiind rănit ușor. Celălalt conducător auto a scăpat nevătămat. Un Audi Q5 undeva a virat neregulamentar și șoferul cu mixer a vrut să tamponeze, a început să frâneze, vedeți, cu urmele de frână. Mixerul era încărcat, el are centru de greutate destul de sus. În urma impactului, autocamionul s-a răsturnat, iar betonul s-a vărsat pe șosea. Șoferul de 27 de ani a ajuns la spital cu mai multe leziuni. Bărbatul de la volanul automobilului de marca Audi a scăpat nevătămat. Din cauza accidentului, o bandă de circulație a fost blocată, iar șoferii din zonă nu au avut decât să se înghesuie pe partea de stradă rămasă liberă. Când l-am căput, când l-am înțeles singur. Când m-am uitat, gata,
s-a jocnit. În ambuteiajul format, la puțin timp de la primul accident, s-a produs al doilea. O auto specială de la ex-drupo s-a ciocnit cu o Honda. Cum unde noi ne vrem, domnul? Sunteți treaz sau nu? Eu am vrut să iau în stânga și el s-a vrut. Și cu cea de-a doua bandă blocată, strada a devenit neîncăpătoare. Mă ghim, mă goleac pe jos decât prin probca asta. Jena dușau afară. Poliția urmează să stabilească cine se face vinovat în ambele accidente. Dosarul fostului deputat PD Iulie Bolboceanu, acuzat de trădare de patrie, a fost trimis în judecată. Bolboceanu riscă până la 20 de ani de închisoare. Potrivit procurorilor, timp de câțiva ani, fostul deputat ar fi transmis informații secrete despre țara noastră, contraplată unui agent sub acoperire din Federația Rusă. Bolboceanu ar fi fost reținut în flagrant, chiar în momentul în care transmitea informații. El se declară nevinovat. Anul trecut a fost pentru aleșii poporului plin de prosperitate și bunăstare financiară. O demonstrează declarațiile lor de avere publicate de CNI. Pe lângă salarii și indemnizațiile de parlamentar, majoritatea deputaților a avut și venituri adăugătoare, unii completându-și sumele din conturile bancare cu câteva zerouri. Unul dintre cei mai bogați deputați este indiscutabil președintele Parlamentului, care ar fi și unul din milionarii legislativului. Cel puțin asta reiese din declarația sa de avere. Andrean Candu a câștigat anul trecut peste 11 milioane de lei, adică aproximativ jumătate de milion de euro. Venit obținut din dividendele unei companii pe care o deține împreună cu nașul său, Vlad Plahotniuc, Candu având o cotă parte de 10%. Din activitatea de deputat, Candu a obținut mai nimic, aproape 140.000 de lei, plus 16.000 de lei indemnizație. Că președintele Parlamentului o duce bine, o dovedește și faptul că anul trecut s-a mutat într-un apartament de 243 de metri pătrați, pe lângă acesta având încă două apartamente și un garaj pentru un Lexus de jumătate de milion de lei. La toate acestea se adaugă conturi deschise în bănci din România, Austria și Cehia. Duce o viață îndestulată și președintele Comitetului Național Olimpic, Nicolae Juravski, fiind și el unul dintre deputații cu cele mai grase venituri. Astfel, anul trecut a obținut din salariul de deputat peste 146.000 de lei, la care s-a adăugat o indemnizație de aproape 67.000 de lei. Plus, a obținut din salariul de la două companii la care ar activa încă 16.000 de lei și respectiv aproape 80.000 de lei. Pe de altă parte, Juravski a primit anul trecut o pensie de la Ministerul de Interne de aproape 40.000 de lei și o indemnizație pentru sportivii de performanță de circa 182.000 de lei. I-a umplut însă buzunarele cu vârf și îndesat suma obținută din chiria unui imobil din centrul capitalei, aproape 900.000 de lei. Astfel, un simplu calcul ne arată că anul trecut Nicolae Juravski ar fi obținut un venit de aproape 1.500.000 de lei. În declarația de avere, Juravski a mai indicat că este proprietarul la peste 80 de terenuri agricole, are o casă cu o suprafață de peste 370 de metri pătrați și un apartament de aproape 70 de metri pătrați. Juravski se plimbă cu un BMW. Nu o duc rău nici liderii de fracțiuni. Printre deputații avuți ar fi, de exemplu, și președintele Partidului Liberal. Mihai Ghimpu a primit anul trecut din activitatea de deputat aproape 125.000 de lei. La această sumă s-au adăugat 13.000 de lei indemnizație de deputat, peste 444.000 de lei dividende de la o companie pe care o deține. Ghimpu mai primește o pensie anuală de aproape 68.000 de lei, 6.000 de lei alocație pentru o distincție de stat. Deține și câteva terenuri și un Mercedes din 2005. Liderul fracțiunii PD, Marian Lupu, a primit anul trecut peste 145.000 de lei din salariul de deputat, plus indemnizație de 13.000 de lei. Are un apartament evaluat la peste 1.200.000 de lei și un garaj de 70.000 de lei. Marian Lupu are și mai multe conturi deschise la o bancă din Moldova. Proaspătul vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Leanca, a obținut anul trecut aproape 150.000 de lei plus o indemnizație de peste 66.000 de lei, 8.250 de euro onorariu de la un institut din Berlin, dar și peste 1.000 de euro dobândă de la un depozit dintr-o bancă din Moldova. Tot din declarația de avere aflăm că trăiește bine și socialista Zinaida Greceanăi. Astfel, anul trecut ea a primit peste 132.000 de lei salariu de deputat, 13.000 de lei indemnizație parlamentară,
aproape 120.000 de lei pensie plus 6.000 de lei alocație. Grecianei deține o casă de 270 de metri pătrați, un apartament și două mașini. Președintele Igor Dodon, care în 2016 era deputat, a indicat în declarația de avere venituri de 182.000 de lei din salariul de deputat și 68.000 de lei indemnizație. Dodon este și proprietarul unei case de 477 de metri pătrați. Deputații și-au scos averea la vedere în luna martie. Potrivit celor de la Comisia Națională de Integritate, o parte din declarații au fost publicate, altele sunt încă în stadiul de prelucrare, astfel că până la sfârșitul lunii septembrie toate ar urma să apară pe site-ul CNI. Un film în 48 de ore, asta trebuie să facă mai multe echipe de cineaști din Moldova, România și Ucraina. Dublu 1, motor, camera, acțiune! Echipele de creație au tras la sort subiectul filmului și recuzita, iar de astăzi au început să filmeze, când vor fi prezentate producțiile cinematografice, aflați la știri. După cazul celor trei copii pe care i-am descoperit într-un ascensor din capitală, astăzi responsabilii de la diferite instituții s-au întrunit ca să discute problema copiilor străzii. S-au propus soluții, s-au numărat eșecurile. Între timp, cei trei băieți au revenit în ascensor și locuiesc liniștiți acolo, deși autoritățile spun că nu au putut să-i găsească. Tu ce vrei, în general, să devii? Copii. Tu ce vrei să devii? Antrenor, da? Băieții au fost văzuți aseară în ascensor, iar astăzi o tânără care deja îi cunoaște le-a făcut o vizită. Pe cel de 11 ani l-a găsit cu vânătăi pe față. Da. Cine? Cine ce bătut? Noi doi, noi toți trei. Eu obiectă de cum le pelit? A, rutier, voi încă scurtier. Copiii spun că au revenit în ascensor pentru că aici le place să stea și nu intră în conflicte cu alți colocatari ai străzii. ProTV a sesizat responsabilii de la protecția drepturilor copilului imediat după ce i-am descoperit acum câteva zile aici. Aceștia au făcut o razie, dar nu i-au găsit. Chiar și dacă ar fi fost luați în vizor de specialiști, nu este sigur că viața lor ar fi fost pusă la punct. Ei nimeresc la noi în vizor dacă îi găsim, îi plasăm de urgență, ei au deschis ușa și au plecat peste o oră sau peste o zi. Probleme în sistem sunt multe, iar autoritățile recunosc că deocamdată nu pot ține sub control situația copiilor străzii. A fost creat un grup de lucru, pe urmă un grup șor, pe urmă un grup mare și până la urmă, concret, să ne întâlnim, să lucrăm asupra problemei în cauză, nu ne-am întâlnit niciodată. Noi acum avem nevoie, problema să fie soluționată. În caz contrar, ne trezim. Cum fost și am trecut vara, omoruri. Copiii în cauză pe săptămână fac 5-7 jafuri. Astăzi, avocatul copilului din Moldova a adunat într-o ședință reprezentanții tuturor instituțiilor pe care ar trebui să le doară problema copiilor străzii. Deja mergem pe idee nu numai de servicii de urgență, dar merge pe momente de prevenire. Din discuțiile lor am înțeles că mecanismul care îi vizează pe acești copii nu este bine pus la punct. Nu există servicii specializate pentru ei, iar funcționarii din diferite domenii își pasează responsabilitățile unul altuia atunci când în mâinile lor nimerește un astfel de copil. O reținut poliția de două ori pe unul din clienți, de două ori sub influența cleiului, nimeni nu l-a dus să-i facă expertiza despre care noi acum am menționat. Telefonăm primarul să vină spre ea copilul, primarul după asta închide telefonul. Și nu, sau nu răspunde. Sau faceți ce vreți, că eu nu am când să vin să-l iau. Atâta timp cât noi nu o să avem mecanisme de monitorizare foarte clară, modului în care profesioniștii noștri își fac treaba și nu o să fie responsabilizați și pedepsiți pentru lipsa de intervenție sau de intervenție ineficientă, atâta timp o să avem astfel de cazuri. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a anunțat că va crea într-un raion un centru în care să fie acordată asistență psihologică minorilor cu devier de comportament. Clădirea a fost deja identificată și urmează să fie reparată. Scopul acestui serviciu este reabilitarea emoțională, comportamentală și reintegrarea obiectivă acesteia în familie. În Chișinău, 43 de copii care locuiesc în stradă sunt permanent în vizorul autorităților. Totuși, numărul celor care se adăpostesc pe unde apucă este mult mai mare. Numai anul trecut, în urma razilor, peste 120 de copii au fost culeși din stradă. A fost o noapte albă pentru pompierii din Dubai. Una dintre cele mai înalte clădiri din lume, Torch Tower, a luat foc. Oamenii au fost evacuați la timp.
Salvatorii au intervenit repede, dar au luptat cu flăcările ore bune. Focul s-a extins rapid și a fost stins abia spre dimineață. Cauza incendiului deocamdată nu a fost stabilită. Torch Tower este a cincea cea mai înaltă clădire din lume, cu 79 de etaje, având peste 300 de metri înălțime. Același zgârie nori a fost cuprins de flăcări și în 2015. Nici astăzi Iurie Chirinciuc nu și-a aflat sentința. Ședința de judecată a fost amânată întrucât fostul ministru al transporturilor s-ar simți rău și nu se poate prezenta în instanță. Data unei noi ședințe încă nu a fost anunțată. Iurie Chirinciuc este acuzat că ar fi făcut presiune asupra companiei care repară șoseaua de centura Chișinăului să cedeze jumătate din lucrări altei firme, dar și jumătate din bani. De asemenea, el este bănuit că ar fi dat indicații să fie reparat din banii publici un drum la Ungheni, unde este o companie afiliată lui. Liberalul și-ar fi recunoscut vina, iar dosarul său a fost examinat într-o procedură simplificată. Sute de mii de ouă care conțin o substanță toxică ar fi ajuns pe rafturile magazinelor din Europa. Mai exact este vorba despre piața din Germania, Belgia și Olanda. Autoritățile susțin că ouăle au fost contaminate cu fipronil, folosit în fermele de păsări pentru a scăpa de purici și căpușe. Autoritățile din Belgia și Olanda trag un semnal de alarmă. Din magazine și supermarketuri au fost retrase milioane de ouă care ar putea fi contaminate cu fipronil. Specialiștii susțin că substanța este folosită în crescătorii pentru a scăpa de paraziți, căpușe și purici. Aceeași situație este și în Germania, însă autoritățile susțin că marfa nu ar fi ajuns pe rafturile magazinelor, ci a fost depistată în depozite. In the Netherlands and Belgium, almost 200 laying hand farms are now closed. It's dangerous for humans. Damage to the kidneys and liver can arise. Totodată, specialiștii susțin că fipronilul poate cauza amețeli, dureri de cap, dar și probleme cu glanda tiroidă. Presa străină scrie că totul a pornit de la crescătoriile de păsări din Olanda, unde s-a recurs la folosirea substanțelor toxice pentru a nimici paraziții. Concert cu ghinion pentru celebrul ansamblu din Rusia, Buranovski Babușchi, după ce au încheiat evoluția, un banner instalat în spatele bătrânilor a căzut, atingând o boxe care s-a prăbușit peste una dintre artiste. Organizatorul concertului, dat cu ocazia deschiderii unui magazin, susține că femeia nu a suferit traumatisme grave. Bannerul ar fi căzut din cauza vântului puternic. Ansamblul Buranovski Babușchi a devenit cunoscut după ce în 2012 a reprezentat Rusia la Eurovision. Să facă un film în doar 48 de ore este misiunea câtorva tineri cineaști din Moldova, România și Ucraina. Au pornit de la două fraze: îmi este frică de oglindă sau un glonț, o singură țintă. Producția finală la care lucrează cele 7 echipe va fi prezentată publicului în această duminică. Scena trezirea, dublu 1, motor, camera, acțiune. Am surprins această echipă în procesul de filmare în curtea studioului Moldova Film. Cineaștii au o misiune dificilă. Au pornit de la ideea că într-un bloc din Chișinău a fost anunțată carantină din cauza unei persoane care are rabie. E prima scenă din filmul nostru, poate cu un pic întârziere, deviere de la ceea ce am pus noi pe foaie, cum trebuia să, dar în rest totul e ok. Pentru început, cei 7 regizori au ales un bilet în care era notată o frază, recuzita și componența echipei cu care va lucra timp de 48 de ore. Este frică de oglindă, și așa a început provocarea. Pentru că fiecare minut e prețios, echipele au trecut imediat la treabă. Prima etapă a fost scrierea unui scenariu. Doi tineri, unul mai bine făcut, mai frumos, care trăiește mai bine, și un tânăr care un pic mai timid, se dea la o domnișoară și este mai problematic. Și în sens că nu mă tem de oglindă, că el încearcă să se depășească. Asta a fost așa, provizoriu. Una fraza, din patron, adna cel, și requisit. Визит велосипед. Мы придумали метод. Care, în principiu, primim cu любой fraze. Chiar dacă nu știu ce rol vor avea și care va fi produsul final, tinerii par absorbiți de procesul creației. Am facem ceva absurd, așa că chiar ideea mea acum a propus o stilistică deosebită, neobișnuită, pe care încă n-am încercat-o, așa că pentru mine chiar o provocare. Avem, desigur, foarte puțin timp, dar ideile sunt foarte bune. Începem să abordăm fraza, să vedem ce gen reiese din această frază, ce tip de structură narrativă și să vedem cum dezvoltăm până la final.
Cele 6 persoane trebuie să acopere toate pozițiile în procesul de filmare. Astfel, cu resurse limitate, echipa trebuie să creeze un scurt metraj de 7 minute. Înaintea 48 de ore merge, deci se vorbește despre absolut tot procesul de filmare, montare și chiar și proiecția filmului. Filmările sunt pe teritoriul Moldova Film, însă nu sunt restricții totale. Am recrutat 7 echipe, 5 din Moldova, una din Ucraina și una din România, ca cineaștii să învețe împreună, să facă schimb de experiență. 7 echipe care i-am recrutat au depuse dosare 22 de echipe. Inițiativa de a aduce această provocare de 48 de ore în Moldova aparține ambasadei SUA la Chișinău. Am investit mai mult de 35.000 de dolari în acest proiect. Să ne spuneți, care e filmul dumneavoastră preferat? Îmi plac foarte mult filme vechi, aventura și filme istorice. Rezultatul muncii tinerilor va fi jurizat de o echipă de cineaști și reprezentanții ai câtorva ONG-uri. Echipa câștigătoare va fi premiată cu un suport tehnic pentru producții video în valoare de 5.000 de dolari. Banii vor fi donați de ambasada SUA la Chișinău. O bunică din Singapore a demontat orice fel de prejudecăți. A devenit vedetă rock la 81 de ani. And I'm going to rock at Singapore National Day Parade. Bunica Mary mânuiește ghitara ca un adevărat star rock, iar pe scenă nu are nicio emoție. Imediat la știri aflați mai multe despre ea. Tot de ce aveți nevoie este soare și nisip fierbinte. Nu pentru a vă odihni sau prinde bronz, ci pentru a pregăti bucate. De o asemenea experiență au parte turiștii care ajung în Turkmenistan. Localnicii pregătesc mâncarea așa cum o făceau străbunicilor, fără vase și fără aragaz. Vremea caniculară ar putea să vă ajute să pregătiți bucate după rețete tradiționale din Turkmenistan. Acesta, de exemplu, este un adevărat deliciu din centrul Asiei. Turta este acoperită cu nisip și cărbune și este încălzită bine de soarele puternic. Localnicii spun că au învățat rețetele de la bunici, iar modul de a pregăti mâncare atrage numeroși turiști. Astfel, pentru a prepara aceste bucate, nu ai nevoie de tigaie și aragaz. Localnicii povestesc că acum 10 de ani turcmenii nomazi trebuiau să învețe cum să se hrănească în pustiu, la temperaturi de până la 50 de grade, fără vase la îndemână. Deși în prezent oamenii nu mai pregătesc mâncarea în așa fel, unii au făcut din asta o afacere, văzând că spectacolul este pe placul turiștilor. Gest demn de laudă la Beijing, 10 de oameni s-au mobilizat pentru a salva un bărbat rămas blocat între peron și un vagon de metrou. Inițial, angajații de la metrou au încercat să ajute pasagerul rămas blocat, însă fără vreun rezultat. Un martor a surprins momentul în care mulțimea s-a adunat în jurul vagoanelor și a început să le clatine. După mai multe încercări, bărbatul a reușit să iasă. Un pescăruș a devenit vedetă în Canada după ce a apărut pe neașteptate în timpul unei transmisiuni live. S-a întâmplat când o jurnalistă vorbea despre prognoza meteo. Momentul a amuzat-o atât de mult încât a izbucnit în râs. It's going to get over the next few days. We're also going to be Nimeni nu s-a așteptat că în imaginele cu panorama orașului Vancouver transmise în direct să apară un oaspet. Pescărușul a aterizat chiar în fața camerei și, de parcă înțelegând ce se întâmplă, privea direct în obiectiv. Prezentatoarea a început să râdă și a recunoscut că nu se poate concentra la ceea ce are de spus din cauza musafirului. Mai târziu, i-a scris pe rețelele de socializare că momentul este unul dintre cele mai memorabile din cariera sa. Soacra ministrului de externe din Singapore a devenit la 81 de ani vedetă rock. Bunica Mary a ajuns cunoscută în țara sa pentru evoluțiile surprinzătoare în care a ieșit pe scenă cu chitara în mâini, interpretând melodii rock. A devenit celebră după ce imaginile cum cântă la chitară au apărut pe rețelele de socializare și au adunat sute de comentarii. În scurt timp a ajuns o vedetă în Singapore și a fost invitată să evolueze la ceremoniile oficiate de Ziua Națională a acestei țări. I feel so relaxed and beautiful and so happy. It's my passion. Vârsta este doar o cifră, spune bătrâna. La 60 de ani a descoperit pasiunea pentru chitară, iar apoi că îi place muzica rock. Learn the electric guitar
when I was about 65. And I practiced and practiced. Numele de scenă bătrâne este Bunica Mary. În 2008 i-a lansat un album. Fiind invitată să evolueze pe scene mari, ea spune că niciodată nu e târziu să faci ceea ce îți place. Bătrâna are 7 nepoți și este soacra ministrului de externe din Singapore. Brazilianul Neymar a jonglat cu mingea pentru prima dată în tricoul PSG. El a fost prezentat oficial la Paris. După transferul la PSG, Neymar a devenit cel mai scump jucător din toate timpurile. Detalii vă spunem imediat la sport. Dacă planificați o vacanță la Praga, să știți că veți avea parte de o surpriză. Principalul râu din capitala cehă acum poate fi traversat cu un microbuz. Vehiculul anfibii, așa cum este numit de localnici, se deplasează atât pe uscat cât și pe apă. Ar fi să traversați un râu cu un microbuz. Este posibil acum în capitala cehă, unde primii turiști deja s-au bucurat de o asemenea călătorie. Vehiculul este construit în așa fel încât apa să nu pătrundă în interior, spune șoferul, care l-a și construit. Microbuzul anfibie este și ușor de șofat. E ca și cum ai conduce o embarcațiune cu motor. Microbuzul costă jumătate de milion de euro. Autorul ideii spune că vehiculul poate fi folosit și în situații de urgență, în timpul inundațiilor, mai ales că transportul pasagerilor ar fi absolut sigur. Deși este o noutate pentru Cehia, în unele țări asemenea vehicule au apărut deja, de exemplu în Olanda și Ungaria. Adversar dificil pentru Sheriff Tiraspol în play-off-ul preliminar din Europa League, Viespele vor juca împotriva echipei Legia Varșovia pentru calificarea în grupele turneului. Formația poloneză este renumită în primul rând pentru coreografiile spectaculoase create de fani. Ultrașii echipei Legia creează o atmosferă incendiară la meciurile formației jucate pe teren propriu. La Varșovia, pe 17 august, se va disputa prima partidă dintre Legia și Sheriff din play-off-ul preliminar al turneului Europa League. Returul de la Tiraspol este programat pentru 24 august. Dacă se vor califica în grupe, Viespele vor încasa numai puțin de 2.600.000 de euro de la UEFA. Tot astăzi, în urma tragerii la sorți de la Lyon, și-a aflat adversara și viitorul Constanța. Echipa lui Gică Hagi se va duela cu austriecii de la Salzburg și va găzdui primul meci. O altă echipă românească, FCSB, evoluează în Liga Campionilor. În play-off-ul preliminar, roșialbaștrii vor înfrunta gruparea Sporting Lisabona, iar partida tur se va disputa în capitala Portugaliei. Ghinion la tragerea la sorți a avut echipa moldoveanului Alexandru Ipureanu. Bașak Shehiro va întâlni pe Sevilla. Prima manșă se va juca în Turcia. Meciurile tur ale ultimei etape de calificări din Champions League sunt programate pentru 15 și 16 august, iar returul peste o săptămână. Argint pentru Moldova la campionatul mondial de lupte pentru tineret. Anastasia Nikita a cedat în finala categoriei de 59 de kilograme. Aurul a revenit unei luptătoare din Japonia. Nikita a învins rând pe rând adversare din China, Uzbekistan și Norvegia. Luptătoarea noastră însă a cedat cu 2-8 în finală. În trecut, Anastasia Nikita a mai cucerit medalii la campionatele europene pentru juniori și pentru tineret. Nicolae Calancea părăsește Europa League. Echipa portarului moldovean CSU Craiova nu a reușit minunea și a cedat și în deplasare împotriva granzilor de la AC Milan. Alte două echipe românești au fost eliminate aseară din competiție. CSU Craiova a cedat și în returul cu AC Milan, scor 0-2. Portarul Nicolae Calancea a fost pus la mare încercare de către italieni. Chiar dacă a reușit 5 save-uri, golkeeperul moldovean a fost învins de 2 ori. Cutrone și Bonaventura au marcat pentru milanezi. Va alla fine Riccardo Rodriguez, ottima traiettoria, la manca Musacchio alla fine, prova il gol del 2-0, Patrick Cutrone. Tot ieri, Dinamo București a fost umilită de Athletic Bilbao, cedând cu 0-3. Garcia a reușit dubla în doar 5 minute. Iar Aduriz a stabilit scorul final.
A fost o seară cu ghinion și pentru Astra. Giurgiu Veniț a oprit în turul 3 preliminar din Europa League după ce au cedat surprinzător cu 0-1 în fața celor de la Alexandria. Astfel, FCSB și FC Viitorul sunt singurele echipe românești rămase în turneele europene. Este oficial, Neymar a semnat cu PSG și a devenit cel mai scump fotbalist din istorie. Clubul francez a plătit 222 de milioane de euro celor de la Barcelona. În lei moldovenești sunt peste 4 miliarde 728 de milioane, mai mult decât bugetul anual al Chișinăului. Neymar deja a fost prezentat la noul club. I want something bigger, I want a bigger challenge. And my heart chose, made that decision, and my heart actually made me follow this ambition, and this is why I'm here in front of you today. O nouă pagină în istoria fotbalului a fost scrisă odată cu mega transferul lui Neymar la PSG. Suma incredibilă de 222 de milioane de euro bate precedentul record stabilit vara trecută de Manchester United, care a plătit echipei Juventus Torino 105 milioane de euro pentru Paul Pogba. Na Fellaini, na Pogba. Hij gaat schieten, bal van richting veranderd en dan is het 1-0 voor Manchester United. In de 18e minuut Paul Pogba. Galezul Gareth Bale cade pe locul 3 în topul celor mai scumpi fotbaliști. Acum 4 ani Real Madrid plătise pentru el 100 de milioane de euro formației Tottenham. În același timp, Neymar este de 2 ori mai scump decât Cristiano Ronaldo, de 3 ori mai scump decât Zinedine Zidane și de 5 ori mai valoros decât celebrul brazilian Ronaldo. Totodată, potrivit datelor unui site internațional de transferuri, Neymar e de peste 6 ori mai scump decât toți fotbaliștii din divizia națională. Cel mai valoros jucător din campionatul Moldovei este croatul Josip Brezovec de la Șerif, care costă 1.100.000 de euro. Astfel, PSG ar putea cumpăra 200 de fotbaliști de talia lui Brezovec cu banii pe care i-a dat pentru Neymar. Simona Halep a mai făcut un pas spre titlul la Washington. Românca a învins în 3 seturi o tenismenă din Columbia și s-a calificat în sferturi de finală. Și Monica Niculăiescu va juca în etapa următoare. Pe o temperatură de 37 de grade, Simona Halep a început cu stângul meciul contra columbiencei Mariana Duque Marinho. Tenismena, care ocupă locul 115 în topul mondial, a câștigat cu 6-3 primul set. Halep s-a redresat apoi și a arătat un joc mult mai bun. S-a impus cu 6-4 și 6-2 și s-a calificat în sferturi de finală. Victorie pentru Simona Halep într-o oră și 40 de minute. Pentru Halep urmează duelul cu rusoaica Ecaterina Makarova. Între timp, într-un derby românesc la Washington, Monica Niculescu a învins-o pe Patricia Maria Zig, scor 6-4 și 7-6. Niculescu va juca cu tenismena germană Julia Gheorghes în sferturi. Campioana turneului de la Washington va încasa 43.000 de dolari. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Bad Boys. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md. Eu vă doresc o seară frumoasă și un sfârșit de săptămână excelent.